Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la ultimul eveniment din vara aceasta al Eliturii Mantas Fiction și al Rapului Venisei, care pe tot anul ăsta împlinește deja 10 ani de existență. Înainte de a lua vacanță, până la sfârșitul lui august, ne-am propus să reprezentăm un roman care delectează atât mințile critice, cât și mințile cititorilor și ale cititoarelor. Deci și a profesioniștilor și a amatorilor. Este vorba despre romanul Zbor în jurul Soarelui, de Paula Verlaine, scriitoare americană binecunoscută publicului cititor de la noi, pentru că în 2012 i-am publicat romanul care a impus-o internațional, The Paris Wife, soția din Paris, în care era vorba despre prima soție a lui Hemingway, Hadley Henderson. Iată romanul de față, un roman pe care l-a publicat la 4 ani după soția din Paris, Zbor în jurul Soarelui, Circle in the Sun, pornește tot de la realitate, ca și primul. De fapt, Paula McLean a fost numită Staua în ascensiune a romanului istoric și a docuficțiunii. Nu a spune docuficțiune, adică ficțiune document, pentru că toate datele realității, documentația ei e fantastică, sunt topite într-o poveste de cea mai bună calitate literară. Invitatele mele de astăzi sunt trei doamne și cred că așa se cuvenea în momentul în care discutăm despre un roman care are ca personaj central o femeie excepțională a anilor 20-30. Invitatele mele sunt de la dreapta spre stânga, Dana Genaru, critic literar, alături de domnia sa se află Mihaela Cârlan, care este publisherul site-ului catchyplus.ro și Sanda Ecobescu, care este președintele Fundației Calea Victoriei. Toate trei sunt îndrăgostite de literatura bună și le mulțumesc că au acceptat să vină astăzi să vorbim despre noul roman al lui Paula McLean. Pentru început, vă vom prezenta câteva imagini din două filme scurte, care sunt filme de epocă, sunt filme din anii 30. Unul cu personajul cărții este momentul în care personajul cărții, care a fost o aviatoare de primă mână, prima femeie care a de zbor de ei și care a făcut, a efectuat un zbor solo peste Atlantic, din Marea Britanie, înspre Statele Unite ale Americii. Momentul, deci, în care ea pleacă din Anglia, ne aflăm în 1936, și momentul când ajunge în Statele Unite ale Americii. And now another Atlantic bid. Mrs. Beryl Markham, after awaiting favorable weather for her east to west flight, suddenly decides to take off in her single engine machine. With Abingdon Aerodrome closely guarded, she makes a farewell talk for the camera. My goal pilot for long-distance flight, I hope for good weather and good luck. An aerial shot shows the start of her adventurous voyage, and then she's off. Cloudy skies made the prospect for a successful Atlantic crossing none too bright, but
she's done it. She's the first woman to make an east to west hop by herself. Maintained in his rally to win the race for the second time. Mrs. Markham receives the admiration of New York. At the City Hall, still bearing the evidence of her fourth standing in Cape Breton Island, she is accorded the official congratulations of the Mayor, Mr. LaGuardia. Extend to you a sincere welcome and our congratulations on your splendid flight across the ocean. I'm so happy to be here. Thank you so much. In London, the great air race to Johannesburg has attracted keen competition. Foarte scurte filmulețele, dar e bine că le-am găsit pe YouTube și pe acelea, care marchează două momente importante, atât pentru zboruri, atât pentru femei, căci a fost prima femeie care a făcut un zbor solo, peste Atlantic, de la Isla Vest, cât și pentru lansarea noastră. Fără McLean, spunea în cuvântul de cheiere al acestei cărți că are multe asemănări cu personajul nostru. La întrebarea de ce a ales acest personaj, după ce a vorbit despre soția din Paris, Hadley, care era o soție model pentru Hemingway, deci o femeie a timpului ei. Iată, trece în extrema cealaltă la o femeie independentă și liberă. Căci asta a fost Vera Markham în anii 20-30, când diferențele dintre sexe erau foarte puternice, să ne amintim cât de târziu femeile au votat în Europa. Și când societatea exercita constrângeri masive asupra comportamentului femeilor. Fără îndoială că Berry era o femeie complicată, o enigmă, o libertină, o nonconformistă, un sfinx. Dar în mod ciudat, spune Paula McLean, în timp ce conturam personalitatea și mă afundam tot mai mult în lumea ei, din anumite puncte de vedere mi-a fost mai apropiată și mai ușor de cunoscut decât Hadley Hemingway, din romanul meu, Soția din Paris. Berry și cu mine aveam în comun cel puțin o genă profundă de genealogie emoțională. Și mama a dispărut din viața mea când împlineam 4 ani și s-a întors când aveam 20 de ani. Deci este unul dintre punctele de pornire care a făcut-o pe Paula McLean să-și aleagă drept eroina cărții acest personaj excentric. Markham. Sunt multe alte lucruri care îl apropie pe scriitoare și pe eroina ei. Însă, o să le dau cuvântul invitatelor mele și dacă mai rămâne ceva nespus, o să completez pe parcurs. Permiteți-mi ca pentru început să-i predau microfonul Mihaelei Cărla. Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu în această seară aici, să vorbim despre această carte, pentru că este una dintre cărțile cele mai potrivite care pot fi prezentate înainte de o vacanță și cu care ne putem începe, continua sau termina vacanța în oricare dintre punctele ei. Pentru că este o carte, în primul rând, care transmite către oricare cititor o energie pozitivă. Este o carte sistemică. Este o carte care
hrănește încrederea omului în forțele proprii, pentru că, dincolo de toate avatarurile vieții acestei femei, ceea ce rămâne mai presus de toate este frumusețea care vine din interiorul omului, frumusețea unei puteri conștientizate și transformate în altceva. Este o biografie ficționalizată. Și din mai mult sau mai puțin din întâmplare, în ultimii ani am citit câteva astfel de cărți și sunt printre preferatele mele, mai ales că am conștientizat cât de greu este să scrii o biografie ficționalizată foarte bună. Pe de o parte este munca de documentare, care este foarte dificilă, iar pe de altă parte rămân golurile care trebuie umplute cu ficțiune, care trebuie umplute cu propria imaginație, prin care legi cumva realitatea de literatură, transform realitatea în literatură. Iar această carte este una dintre cele mai reușite biografii ficționalizate din câte am citit eu. Apropo de ceea ce le leagă pe cele două, aș putea aici adăuga și faptul că și autoarea, Paula McLean, a crescut la o fermă cu animale și la rândul ei a avut pasiunea aceasta pentru cai. La fel ca și, eroina cărții, care în primul rând a șocat societatea prin aceea că a devenit prima femeie antrenoare de cai, după care a devenit prima femeie care a traversat Atlanticul singură la bordul unui avion. Pe de-o parte, romanul reconstituie un fundal istoric, să zicem, reconstituie societatea din Kenya de la începutul secolului al XX-lea, o societate fascinantă în toată sălbăticia ei, dar dincolo de această sălbăticie, sau această sălbăticie este cumva completată, se leagă de frumusețea sălbatică a unei femei care reușește să se opună normelor unei societăți în care femeia era limitată la roluri domestice. Are o viață foarte grea, este smulsă din lumea, așa zis, civilizată și ajunge într-o chemie sălbatică dură, alături de mamă și de tată. Hotărârea aia aparține tatălui, nu mamei, mama nu rezistă, pleacă din diverse motive, nu va vedea decât peste foarte mulți ani. Va fi și tatăl nevoit din cauza afacerilor cumva să plece, ea se va căsători, nu găsește altă soluție. Este o căsnicie pe care o duce foarte greu, va ieși din căsnicie foarte greu pentru că bărbatul o poate înțelege doar până la un punct, va avea și o a doua căsnicie foarte dificilă, va trebui să-și părăsească un copil, va cunoaște și marea dragoste a vieții ei, numai că această dragoste va fi cumva integrată într-un triunghi amoros la fel de neobișnuit ca și întreaga ei viață. Și aici este una dintre misele importante ale cărții. În această carte se întâlnesc practic două femei extraordinar de puternice, eroina noastră, dar și scriitoarea Karen Blixen și bărbatul care cumva unește povestea celor două femei, aviatorul de la care ea va moșteni, bărbatul care îi va transmite această pasiune pentru zbor. Iar zborul, de fapt, reprezintă un zbor dincolo de condiția strâmtă a vieții ei, devine o metaforă a întregii sale energie, este un zbor nu doar prin aer, este un zbor dincolo de singurătate, dincolo de golurile din viața sa. Romanul, cred că este într-o bună măsură un roman despre frică. Și ceea ce impresionează în această carte este nu doar felul în care această femeie reușește să treacă peste toate greutățile. Trebuie să înțelegem că este un om care conștientizează tot ceea ce face, că una e să treci peste niște dificultăți fără să le conștientizezi, fără să simți, fără să te gândești prea mult la ele, și alta e să treci peste ele gândindu-le și simțindu-le de fiecare în fiecare nuanță a sa. Romanul se deschide și se închide cumva cu această perspectivă asupra zborului și nu întâmplător apare aici un moto din memoriile ei pe care autoarea Paula McLean l-a preluat și aș vrea să vă citesc câteva rânduri, două, trei rânduri din acest moto. Am învățat ceea ce orice copil visător trebuie să știe, că niciun orizont nu e atât de îndepărtat încât să nu poți să treci peste sau dincolo de el. Pe toate acestea le-am învățat deodată. Dar cu majoritatea lucrurilor mi-a fost mai greu.
Și într-un loc, iarăși apare un fragment pe care aș vrea să-l citesc ca să vă introduc cumva în atmosfera cărții. Și aici aș vrea să insist asupra faptului că, în ciuda greutăților din viața acestei femei, cartea își fidelizează cititorul prin tonul ei. Este un ton așezat. Un ton ferit de extreme. Nu avem nici efuziuni gratuite, sentimentalisme, dar nu avem nici lamentațiile la care ne-am așteptat. Cu toate acestea, tonul și toată atmosfera este plină de sensibilitate. Îmi aranjez coșulețul cu mâncare. Este vorba de zborul ei în care nu credeau foarte mulți oameni. Îmi aranjez coșulețul cu mâncare. Îmi bag sticla cu coniac în buzunarul de la șold al salopetei de zbor și mă strecor cu greu în carlingă care mă strânge ca o piele. Am o hartă marină pe care e trasat itinerarul meu peste Atlantic, de la Abingdon la New York, peste fiecare centimetru de apă rece ca gheața peste care o să zbor, dar nu și golul pe care îl presupune sau singurătatea sau frica. Totuși, acestea sunt cât se poate de reale și va trebui să zbor cu ele. Drept prin căderile și golurile de aer care îmi provoacă greață, căci e imposibil să stabilești un curs care să ocolească toate lucrurile de care ți-e teamă. Nu poți să fugi de nicio parte din tine și e mai bine când poți. Cam acesta este tonul cărții, este o perspectivă subiectivă, dar cum spuneam, este un ton care își câștigă cititorul, care își fidelizează prin așezare, prin echilibru. O să mai intervin eventual pe parcurs, o să mai legăm discuțiile. Nu știu dacă e chiar o biografie ficționalizată. E un roman, eu îl consider caleidoscopic, am și pus pe coperta a patra. Pentru că, dincolo de urmărirea parcursului, mai ales emoțional, al eroinei sale, Beryl Markham, până la urmă, vorbește mult și despre ce s-a întâmplat în Africa, cum a fost ea colonizată. Coloniștii englezi, oameni foarte deștepți, primul lucru, ce au făcut ei în Africa? Au făcut o cale ferată care să lege nordul de sud. Și pe parcursul acestei căi ferate, Nairobi, era un punct foarte important. La 1899 a început construcția orașului Nairobi, în plină sălbăticie. În 1919 era cel mai important oraș care în 1919, în Nairobi, existau deja clădirea guvernamentală cu o sală de bal situată pe dealul din centrul orașului, un hipodrom și trei hoteluri foarte bune. Beryl este obligată de tatăl ei, când împlinește vârsta de 16 ani, să dea un bal. Balul, să spunem așa, de sfârșirea adolescenței și trecerea în tinerețe, bal care marca faptul că ea era aptă de căsătorie. De fapt, tatăl ei era în plin faliment și vrea să o vândă, vrea să o mărite cât mai repede. Și, bineînțeles, că toată familia vine de la 100 și ceva de kilometri, era ferma lor, la un hotel foarte bun, să zicem, un hotel de 5 stele, din Nairobi, unde se dă celebrul bal. Și ea, acolo, având o roche superbă, calămâia, spune ea, care o și deranja, ca fiind un enfant sauvaj, care toată copilăria ei zburdase cu băieții din tribul Kips. Era un trip de neam războinic, trip care muncea pe pământurile tatălui ei. De altfel, Huta, un băiat cu care a crescut din acest trip,
va deveni cel mai bun prieten al ei și vor rămâne în legătură cu intermitențe, că într-o anumită perioadă, de după al doilea război mondial, scurtă perioadă a fost în Anglia, până la sfârșitul vieții ei. Deci după o copilărie în care ea se lupta, în care un leu, e o celebră poveste cu care a marcat-o pe toată viața, un leu care e gata să mănânce și scapă. Foarte frumoasă povestea, dar vă las să o citiți, nu o povestesc eu. Fata asta, care nu conștientă că există îngrădiri din partea societății și cu școala, a fost foarte greu, dintr-o dată e o domnișoară gata de măritat. Dar nu era pregătită pentru așa ceva. Și totuși înțelege situația tatălui ei, care era în faliment. Dar să ne întoarcem la scena din hotel. La un moment dat, s-a stisit de atâta lume și de petrecere, iese să plimbe pe strada principală. Și în întunecimea ei, întâlnește un bărbat care îi spune cu o voce intensă, Diana. Pentru că el își dă seama că ea nu prea era dusă la biserică în tare învățăturii. Adaur, țeița romană. Era acest Dennis Finch Hafen, iubitul lui Karen Blixen, cel pe care ea, de fapt, îl va iubi toată viața, chiar și după moartea lui. Iar Diana, țeița vânătorii, devine un soi de leitmotiv al întâlnirilor lor ulterioare. Spuneam că romanul caleidoscopic și că avem multe date istorice care nu sunt băgate cu furca, ci sunt prezentate într-o ficțiune care are o curgere extraordinară. E descrisă în societatea expaților britanice extraordinară. Înțelegem aici cum s-a produs colonizarea, cât de inteligent a acționat statul Imperiului Britanic. Respectiv la pensionarii foști soldați, le-au dat o parte din pensie, le-a fost propusă, cu terenul în Kenya. Iar la englezi, în general, s-a făcut o mare publicitate. Cine vrea să se mute în Kenya, va primi pământul de un preț de nimic. Și așa, tatăl ei a vândut tot ce avea în Anglia, mirajul acestor pământuri bogate, virgine, cu triburi locale care puteau să muncească pe nimic, pentru că ei erau colonizatorii, ei erau stăpânii lor. Apoi, tot sarcasmul în legătură cu distracțiile acestei societăți de expați. Se putea întâmpla orice între ei, puteau să aibă legături amoroase. Totul era masca. Totul era ca, la suprafață, relațiile să fie cele care erau stabilite de societate. Și toată lumea să se facă că așa sunt relațiile dintre ei. În momentul în care Beryl sparge această regulă, bineînțeles că ea va fi ostracizată de această societate de expați. Aveau ziare, aveau și The Sun, spre exemplu. Hello Press. Presa asta de scandal. De exemplu, în momentul în care tatăl ei dă faliment, obligă să mărite și el își ia catrafusele cu noua nevastă să mută în altă parte, în drumul din ziarele din Nairobi, ce apare? Pe tatăl ei îl chema Clutterbuck, numele de familie. Charles Clutterbuck.
Deci, în Nairobi Leader s-a publicat chiar o poezioară ultra-răutăcioasă. Despre un anume Clutterbuck se vorbește, un antrenor care s-a bucurat de un noroc incredibil, de-a dreptul chior. Dar fiindcă roata se învârte, el vinde acum grajduri multe, de fapt, oblonul îl trage trepejor. Vedem aici bănci care intră în faliment, vedem aici excroci, vedem toată societatea de un capitalism mult mai puțin dur ca cel de astăzi, dar cu toate elementele lui și care sunt montate la locul lor în acest roman, care poate fi privit dintr-un punct de vedere și ca un roman social. Tot atât de bine poate fi privit ca un roman al naturii. Sunt niște descrieri ale Africii și ale Keniei extraordinare. Ca un roman exotic, pentru că e vorba despre triburi, cu toate cutumele lor, cu toate miturile lor. Personajele acestei cărți, că nu e numai unul singur, s-a spus aici de triunghiul amoros, care era celebru în epocă și pe care se insistă în carte, pe Carl Blixen, Dennis, Finch, Hutton și Barry Markham. Dar sunt și alte personaje marcante în carte. Toate aceste personaje erau avide de povești și când se întâlneau, spuneau povești. Sunt niște povești colosale în carte. Da, mă uitați, am vorbit prea mult. Mihaela? Se tu aici? Încearcă frica în momentul în care încerci ceva nemai făcut până atunci. Fie că te urci pe un cal, fie că te urci la manșa unui avion, frica este cu tine, dar ce te aduce acolo? Cum ai învins frica? Dragostea. Femeia aceasta face tot felul de nebunii pentru că iubește un bărbat care nu este bărbatul ei, care nu are niciodată al ei, știe, simte asta, cu care își începe, de fapt, viața. El este primul bărbat pe care îl iubește și pe care nu-l va avea. Nu-l va avea nici Karen Blixen, nu-l va avea nicio altă femeie cu adevărat, pentru că, așa cum scrie în carte, există a te așeza la casa ta și Dennis. Deci erau două lucruri complet diferite. Dennis nu era un bărbat care să poată fi domesticit de nicio femeie, nici de una rafinată și ladylike, cum era Karen, nici de o sălbatică frumoasă și imprevizibilă, cum era Barry. Citind cartea și apoi căutând mai multe despre, mi s-a părut că am mai citit o bucățică de roman, faptul ce a făcut Paula pentru a scrie romanul. Abia astăzi am aflat că, de fapt, documentarea ei s-a făcut, a făcut-o după ce a scris romanul. Și asta mi s-a părut grozav. Că ce a descoperit, să spunem, în teren a fost, pentru că era așa de aproape de personaj, a fost aproape adevărul. N-am mai avut de un plus de toate de mici. Bun. Nu e completă cartea asta dacă nu citim și cartea pe care a scris-o Beril. Deci așa a scris povestea.
și nici fără povestea lui Karen Baronesei, Karen Fixer, Out of Africa. Probabil că ați văzut filmul, dar cartea este și mai minunată. Bărbatul acesta l-a lăsat pe amândouă. A murit pur și simplu și el a trebuit să se descurce până la adânci bătrâneți, doar cu amintirea poveștii de dragoste. Este o carte care îți face filă de veină când o citești și nu e deloc exagerat titlul acela, că nu mai uiți de mail-uri, de telefon, de nu mai rup legătura cu lumea, nu-ți vine să o lași din mână. Și îți pare rău când se termină. Dar, repet, când se termină, duceți-vă către celelalte două cărți. Și atunci o să vă fie mai... Beryl este o femeie care astăzi, nu știu dacă are echivalent singur, că sunt multe femei care descoperă, fac lucruri importante, demne de publicitate, dar sunt acoperite de toate așa zisele vedete care le dovedesc pur și simplu. Și nu mai avem cum afla altfel. Și atunci, iată, ne întoarcem la modelele vechi și care sunt absolut neuritoare. Acolo ne mai găsim și curajul să facem câte un lucru nefăcut, câte nefăcută până la anumită vârstă. Și, deci, este despre dragoste și nu despre frică. Cine iubește, nu mai are frici. Face toate lucrurile. Trece de ele. Da. Prin iubire. S-o citit. Vă recomand cu toată dragoste. După ce s-au spus atâtea lucruri frumoase. Eu o să trec într-o notă un pic mai optimistă și mai veselă. Pentru că este o carte, nici cu perspectiva mea, mie mi se pare o carte extrem de dinamică, cum o și vedeți în fotografii pe Beryl. Mi se pare așa foarte interesant, mă gândeam atunci ce ascultam doamnele care m-au luat înaintea mea. E bine că nu e întâmplător că în anii 20-30 au apărut niște personaje feminine cu totul speciale, care au fost fie scriitoare, fie aviatoare, fie actrițe, fie muziciane, pictor și așa mai departe, în toate domeniile. Știm foarte bine că e o perioadă de emancipare, lucrurile astea s-au întâmplat și la noi, puțin mai târziu, mai mult în anii 30, cred și... dar e foarte interesantă lectura, mai ales pentru doamne și domnișoarele și domnii de aici, dacă urmărim aceste două tipologii feminine, aceste două personaje extraordinare, în primul rând eroina cărții noastre, Beryl, o femeie extrem de puternică și foarte stăpână pe soarta ei. E interesant așa să vedeți cum se transformă din primele pagini ale cărții fetița aceea sălbatică, ciufulită, care nu vrea să se încalțe, care alerga cu prietenul ei despre care s-a vorbit din tribul care lucra pe pământul tatălui, cum trece apoi la domnișoara care trebuie dresată rapid, cu greu să îmbracă în costumele prea strânte, prea constrângătoare. Este așa cu o mare șoveală această trecere, dar e foarte interesant să vedeți, cum spunea fetița mușcată de leu la un moment dat și la un pas de moarte, cum se transformă apoi încet, încet într-o femeie foarte interesantă și foarte sigură pe ea. Evident, trecerea asta se face destul de dificil, se face cu ajutorul întâlnirilor pe care le are cu oameni extraordinari, printre care, evident, și Karen și Demis, despre care s-a vorbit, dar sunt multe alte personaje excepționale, doamne care erau acolo în Kenya, care i-au observat frumusețea, au încurajat-o. E foarte spectaculoasă, iar trecerea pe care o să o vedeți, decorul vieții ei, are și o perioadă în care trăiește într-o bogăție extraordinară cu cel de-al doilea soț, care era dintr-o familie aristocrată, și apare și un episod de londonez unde ea încearcă, de fapt soțul ei încearcă să o domesticească, o duce la cosmetică, o transformă din... Da. Și ea este absolut îngrozită, trebuie să fie prezentată soacrei ei, o doamnă englezoaică, cum vedem în filmele binecunoscute britanice. Evident că este nu un mare eșec, dar pentru ea este un chin groaznic. Deci, practic, acest copil care a crescut în Africa, Africa e de asemenea un personaj în carte absolut senzațional. Pe mine mă fascinează cu totul Africa și într-o lume mai mult imaginară. Fac o paranteză, vorbeam cu domnul Reagu Giubara, care a trăit mulți ani în Africa
Și spunea că mi-ar plăcea să trăiesc acolo și el mi-a spus, Doamne ferește, satul este groaznic, e foarte cald, ce prostii spui. Deci, să nu uităm că acest personaj a crescut într-o lume extrem de dură și probabil că tocmai această lume foarte dură, pe unii dintre englezii care venit acolo sau străinii i-au dovedit, unii au renunțat, au plecat, au dat faliment, s-au îmbolnăvit, au murit, alții cred că au devenit foarte puternici, cum este și cazul ei și cazul Icar. Și bineînțeles și Dennis. Și dincolo de aceste două doamne extraordinare, una, așa cum s-a spus înainte, războinică, o amazoană care călărește, care poartă pantaloni și fascinează niște prinți britanici care vin în vizită și chiar o purtează și flirtează cu ea, îi spun că arată foarte bine pantaloni și că toate doamnele ar trebui să poarte pantaloni, atât de bine arăta așa de sigur era pe ea. Pe de o parte, deci este Barry, pe partea cealaltă avem pe Karen, pe care Barry o invidiază cumva, pentru că între ele este o discrepanță, să spunem, culturală. Karen este o doamnă care își construiește interiorul casei, petrecerile și toată viața într-o cheie foarte estetică și, dacă vă amintiți filmul și cartea, cumva sub semnul poveștilor și a dialogurilor rupte de realitate, așa mi-amintesc din film, vă citiți și cartea, întâlnirile lui Karen Blixen cu iubitul ei, Dennis, se dau sub semnul poveștilor. Deci ei nu-și povesteau ce probleme au sau ce nenorocire s-a întâmplat, că, nu știu, n-a fost un album pentru cafea sau că au pierdut bani. Ei se întâlneau și povesteau. Deci, o lume foarte frumoasă. E bine, Beryl se simte cumva complexată de Karen, dar e foarte interesant, sunt două tipologii foarte diferite, dar care nu intră niciodată în conflict. Asta mi se pare senzațional. Amândouă știu că își împart acest bărbat. Evident, inițial este chiar, să spunem, iubita oficială, apoi intră în poveste și Beryl, dar niciodată între ele nu a existat nu apare niciun moment dramatic. După moartea lui Dennis, de fapt, Beryl realizează că chiar n-a știut tot timpul de aventura pe care a avut-o cu Dennis. Și de asemenea, stăteam și mă gândeam dacă aceste femei excepționale din anii 20, care poate au avut aceste destine, tot și totul speciale, care ne emoționează și ne inspiră și sunt cu toți toate speciale, nu cumva Africa a fost un mediu care le-a oferit această deschidere, acest loc unde regulile explodau, unde oamenii își reinventau spații, forme de dialog, universuri până la urmă, dacă acest spațiu foarte dificil și fluid totuși nu le-a ajutat să devină ceea ce au devenit până la urmă. Și de asemenea, întrebarea așa retorică, dacă nu cumva acest domn Dennis, atât de iubit și atât de urmărit de femei, mereu în fugă, mereu la safari, mereu dispărut și inaccesibil, nu cumva era un fel de bărbat ideal imaginar pentru ele. Pentru că, așa cum spuneați înainte, ele nu au vrut să aibă o viață conservatoare, cum au mamele lor sau bunicile lor. Ele au vrut să spargă aceste reguli sociale. Viețile lor au fost altfel. De-aia ne fascinează azi. Că dacă se căsătoreau la 16 ani, făceau murături, copii, nu ar fi avut aceste romane, poate. Doar dacă făceau niște copii geniali. Dar avem niște destine excepționale, niște povești ieșite din comun, iată, povestim astăzi despre ele. Și întrebarea este dacă Dennis nu cumva este un cavaler medieval imaginar, un personaj pe care ele și-au proiectat un fel de imagine a unui posibil și imposibil amant, de fapt. Și tocmai asta le-a tras, nu? Acest bărbat care vine și pleacă și care dă libertate și lor până la urmă. Deci eu citi într-o cheie mai optimistă, așa, și cu libertatea doamnelor. O libertate pe care ele nu au. Da, nu știu dacă s-ar fi așezat, dacă nu le-ar fi fost bine. Dacă Dennis ar fi rămas cu Barry, nu știu. Poate lucrurile nu s-ar fi terminat. Da, amândouă ar fi vrut. Karen Blixen l-a implorat să rămână cu ea. De asta, până la urmă, a renunțat la titlul de baroneasă și l-a eliberat pe soțul ei, Dor. Un personaj în carte extraordinar, îl uram din inima liceului de pe Africa, dar v-am dat seama că era o oglindă de formatoare, bineînțeles, viziunea lui Karen Blixen despre el în cartea asta, aflu că e cu totul altfel. De asemenea, Beryl îi propune de mai multe ori în carte să rămână împreună, modul ei sălbatic, modul ei direct. Nu știu. Oricum este o carte extrem de frumoasă. O recomand călduros, așa cum este și titlul Zborul în jurul soarelui.
care cumva ne duce cu gândul la toată viața aventuroasă și adrenalina pe care Beryl și-o administra periodic. E o carte senzațională, așa cum s-a spus înainte, fără dulcegării. Momentele dramatice sunt depășite rapid și lucrul ăsta pe mine așa foarte mult. N-am citit să mă motiveze, dacă era cazul. Deci o lectură minunată. Mulțumesc! Doamnelor, vă mulțumesc, dar să știți că Beryl are și multă frică în ea. Tot timpul are și frică. Nu ca orice femeie, dar ea după 28 de ore de zbor se hotărăște să treacă Atlanticul. Are frică teribilă în ea. Ca atunci îi se întâmplă momente cheie în carte, când are aceeași frică ca atunci când colții leului erau pe gâtul ei. Și v-aș mai citi un fragment. Ce simte ea când face primul zbor? Primul zbor, când ia prima lecție de zbor după moartea lui Dennis. De fapt, ea zboară ca să ducă mai departe ceea ce începuse Dennis. Am simțit că mă prăbușesc și n-am reușit să mai rostesc niciun cuvânt. Dar n-a fost nevoie. Tom este prietenul și instructorul ei de zbor. Mi-a întins o cască de zbor și am intrat în carligă din spate, recunoscătoare pentru sunetul motorului curulind, pentru vibrațiile din scaunul meu mic, pentru tot ce trepida în timp ce decolam. Când am urcat cu curuit peste dealuri și peisajul a alunecat într-o parte și s-a pierdut în urmă, capul a început să mi se limpezească pentru prima dată după săptămâni întregi. Aerul rece îmi biciuia fața și îmi umplea plămânii. Era mult mai ușor să respir acolo sus și chiar dacă elicea și vântul se auzeau în continuu, era un fel de liniște după care sufletul meu îndurerat tânjise atât. Mi-am adus aminte cum, odată, un băiețel băștinaș m-a întrebat dacă pot să-l văd pe Dumnezeu din avion. Tom era și el de față și am râs amândoi și am dat din cap că nu pot să-l văd pe Dumnezeu. Poate ar trebui să zbor mai sus, mi-a spus copilul. Vă mulțumim foarte mult!